A fost, cum să spun, dragoste la prima vedere, ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am luat și s-a terminat. Și ați făcut un băiat frumos. Și un băiat frumos. Eu am mai vrut să fac un copil, dar a zis, eu nu mai fac copii cu nebuni. Așa a zis? Nu cred. Unde merge la București? Aoleole, iar suna, ce-i asta? Hai, pac, am ajuns în București, hai, repede, că să. Și când am ajuns în București, ne-am pus la masă și zis, acum poți să stai liniștit, că poți să mănânci. Nu mai mănânc nimic. Ce să mai mănânc? Of, mândro de dragostea noastră, mândro de dragostea noastră. Dar ce-i cu sacoșa aia acolo sus? Ca să țină lumina asta. Mă întorc înapoi, da, director de... Ah, deci da. Nu era sigură treaba că rămâi angajat acolo. Dar norocul meu care a fost. Pac, bucurie mare, peste două luni concurs. M-a spus Benone Simulescu, a zis, bă, tu erai un actor de comedie fantastic. Ai și fața, te ajută, da, mimica asta. Ești carismatic greu de tot, nebunule, tu puteai să fii un actor mare de tot. Nu știu, n-am avut încredere în mine. Uite, mică, gat, vreau să spun ceva. Vreau să-ți cânt un cânt în limba chineză, dacă... Tu cânti chineză, du-te, bă, de aici! Să uite, ascultă, dacă... Te-a luat chineză la... corect, cânt corect. Ia, cât. Și eu zic, cheamă și pe chineză aia. Una, nu știa românești. Oșa și încice aia, oșa și încice aia. Upa, cice aia, încice aia, și oșa aia. Și eu pe zilul aia. Și am început. Ce nebune. Țana ia ia de difan, ia ve haguian, ien men tsau guota de țan fan, de hoio iuliu elilixian ian. Oh, bravo, chineza, chineza! Că așa l-am testat să văd dacă îl gând bine. Aveau niște mânuțe de plastic, le-au dat la intrare și când făceau cu ele... Zice că s-au... Bă, era fantastic. N-am văzut spectacole primiți pe covor roșu. Când m-am văzut pe covor roșu, am făcut și eu ca Ceaușescu. Ce? Să văd cum e. Și cu o dulceață puneau, nu știu, și cred că era o dulceață de piersică. Și fii atent, noi întrebăm, asta ce e? O întreba aia. Este asta carne cu pesica. Pisica, băieți! Pisica, nu mâncăm! Te auzi, mă, pisică, venilea rău, ne dă pisică. Ia mi-a zis că piersică. Da, bă, da, piersică, băieții din orchestră. Ia auzi, nu mă, să vezi cum e. Ia gudă! Meseria ta de artist, de cântăreț? Momentele astea de imitații pe care le-am făcut și a avut succes, le-a descoperit pentru început maestru Benone Sinulescu. Eu le-am făcut în privat cu el, la anumite petreceri în privat, între noi artiști, da. Frumos. El i-au plăcut așa de mult încât mi-a zis, mâine te duc la televiziune la Titus Munteanu să te vadă, ești fenomenal cu asta, ai carismă. Nu, eu nu ne-a benit, nu. Zic, nu. Ți era jenă, da, să... Da, nu, că îmi pun artiștii în cap, ceilalți... Tu imitai, bă, pe... Da. Bă, fii atent, ceilalți... ca să nu se supere ăștia. Mă faci pe mine, da? Mă imiți pe mine primul și pur mă imiți pe ea. Și nu să se supere. Și a râs, a hăia, bravo, mă, muncă. Și s-a tăneat emisiunea, în spate te-a luat. Eu vreau muncă. Auzi, bă, tu faci izmeneală cu mine la televizor? Da. Faci tu izmeneală cu mine, cu... Dar, doamne, Dora, dar nu, Ionela... Dă-și voi și tu din gură. Lasă că știu eu ce-am dat. Dumnezeu, băi, dar așa făcea săraca, da, Dumnezeu așa... să ierte. Da. A trecut o perioadă și începe o serie de emisiuni la Tele 7 ABC, făceau emisiune. Așa. Cântecul și casa lui. Cum? Cânte? Cântecul și casa lui în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Perodan. Și cântecul și casa lui. Și mă invită, îmi dă telefon, băi, mamă, vreau să... Ne răsuna valea, în sat mă auzeam. Bine v-a regăsit, dragii mei, la Povești cu Samfira. Suntem în aceeași locație superbă la Safir, cu acela sponsor principal, la Mircea Măcelaru, care și astăzi ne-a adus bucate alese. Dar și eu v-am adus un invitat ales. Ales pe sprânceană, un om carismatic, talentat, frumos la suflet și la chip, Nicolae Datcu. Oh, mamă, ce prezentare superbă, wow! Eu zic să-i să vin că-ți fac frumos. Parte de așa prezentare de multă vreme, să știi. De pe vremea când mergeam eu la emisiune la Cascadorii Râs. Ce faci, Nicu, mate Cuba, ai să-mi vadă. Mulțumesc tare mult că ai venit. Bine, știi? Să vadă lumea că suntem prieteni, că ai venit din prietenie. Din dragoste și din prietenie pe vremea asta. Cine nu vine din dragoste, din dragoste și din prietenie? Și din... Mulțumesc tare mult că ai venit. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult că sunt în acest, cum se numesc ăsta?
Podcasturi. Podcasturi. Podcast. Eu le zic tu ca la emisiuni de televiziune. Emisiunea asta. Emisiuni online. La Povești cu Sanfira. La Povești cu Sanfira. Păi m-am gândit să plecăm și noi de la televizor un pic, un pic, așa, și spre online. Că oricum, tu stai pe Facebook, am văzut, pe Instagram. Te-ai uitat despre ce e vorba aici. Pe TikTok sunt toate ziua. N-ai? TikTok am, dar nu fac deocamdată. Dar de ce nu faci? Că tu ești hazliu. Păi până mi-o avem nimeni, dragi, să vezi să fac. Îi faci eu TikTok, gata, închide ăștia TikTok-ul, să știi. Și nu vreau să mă bag. Din cauza ta o să-l închide. Din cauza mea îl închide pe tot. Toate conturile îl închide. Vreau să povestim multe lucruri. O să și râdem în seara asta, că n-avem cum să nu râdem cu tine. Ne leagă o prietenie frumoasă. Da. Tu ești un om extraordinar, pe lângă faptul ca că... Ca și tine, da, continuați. Vorbim de tine acum. Tu ești invitat-o, tu trebuie să fii în centru atenției. Ești foarte talentat și foarte, și foarte, foarte, foarte bun coleg. Ceea ce e mai rar în ziua de azi. Asta cu talentul și noi la Ilinca, mai vedem. Asta cu coleg. Da, poate ești, sunt de acord cu tine, și dar talentă. Și tu ești la fel, să știi. Mulțumesc frumos. Și eu mă bucur foarte mult pentru că sunt prieten cu tine și coleg totdeauna, știi? Da. Asta vreau și când ești la pensie, că vreau să vin în locul tău mai acolo. Mai am un pic la... până ești la pensie, mai am 140 de ani, până ai deveni... Ai zis că în câți ani? Reptilă. În câți ani ai nu, zis că eu ești? Aș putea în 5 ani să ies la pensie, dar nu vreau, că am 86 de ani. Și în 5 ani? Da. Așa de vreme? Să fii pensionar așa tu? Da, nu mă fac. Mai stau, o să mai stau în câmpul muncii ca să nu cumva să... Să spună, domne, n-a vrut să muncească. Super, da, vrut să muncească, uite, un lene mănâncă și un puturos. Pensia de la stat. Mănâncă pensia de la stat. Dar stau până și la pensie, hai să o luăm așa frumos, cu povești din copilărie. Da. Cum erai tu, tot așa nebunatic. Unde ai copilărit? Unde ai crescut? Eu știu, dar poate prietenii mei nu știu. Să te surprind, să știi, nu eram așa de... De zăpăcit, nebunatic cum sunt acum, să știi. Eram un copil cu minte, timid, așa, copil tâmpit, timid de la, știi, așa. Retras, nu? Da, retras, lui. Nu luam cuvântul, aprobam orice, numai ca să treacă, știi. Mai târziu m-am deșteptat și eu, știi, m-am lovit cu capul de masă, pac, și mi-am revenit un pic, așa, dar să știi că la, când eram eu copil, chiar eram un copil cu minte. Unde? M-am întâlnit după vreme, după câțiva așa? Ani, așa, cu câțiva colegi de-ai mei din școala generală și mi-a spus, nu te mai recunoaștem. Da, cred nu că mai ești cineva. Am crezut că ești abia altcineva. Nu mai ești tu ăla care te cunoșteam noi. Nu jucam fotbal. Îmi plăcea decât să văd meciuri de fotbal, dar să nu joc. Colegii mei de clasă, băieții care jucau fotbal, erau foarte supărați pe mine că nu mă puteau folosi în echipa clasei, cum se spunea. Dar... Uite așa. Spune-ne un pic de locul unde ai copilărit. În ce sat? Pe ce uliță? Eu am fost născut la oraș, să știi. La oraș? Da, la sat m-am dus doar la bunicii mei. Unde? Ai fost în Buzău? În Buzău, da. Dar la țară am petrecut cele mai frumoase vacanțe, să spun așa, ale copilăriei mele. Mă, tu ești orășan? La bunicii mei, da. Nu pot să și cred. Vreau să spun că mai târziu, la vârsta de 8 ani, m-am mutat în capitală. La 8 ani? Da. Adică ești bucureștean de la 8 ani? De la 8 ani sunt bucureștean, stau de mult în capitală. Nu mai vorbesc să cu știi, tine, da. Gata. Eu te-am luat cu eu știu că tu omul te superi de la țară. Acum, da. Mi-aș fi dorit să rămân țăran, așa, cum să spun eu. De la Vlădică, la Opinca, acolo. Da, așa, da. Și ai copilărit și printre blocuri, ai fost și la țară. Da, la și bunici. La țară și am copilărit și printre blocuri, dar... Mai ai frați, surori? Suntem 5 frați, eu sunt cel mai mic dintre 5 frați, să știi și tu. Povestești de frații, dar chiar niciodată nu mai povestești frații păi tăi. Păi ce să-ți povestesc, că sunt la fel niște oameni cu minți la locul lor, la casele lor, familiile lor, n-au niciun talent, eu am fost singur care am mers. Tu le-ai luat pe toate și luat pe toate. Voce și frate, umor. Cu trei ani care îmi spune tot mereu, nu știu mamă ce ai făcut, îi spune mamei, știi? No, nu ne-ai dat nimic, i-ai dat lui ăsta tot, nu știu ce a fost. Că așa a vrut Dumnezeu, zice mama. Lui ăsta i-ai dat-o. No, nu ne-ai dat nimic. Ce fac ei? Cu ce se ocupă? Sunt în București? Sunt București, pe lângă? Unde toți sunt? Toți sunt în București. Toți sunt bucureșteni. București, au fiecare o meserie, unul e tâmplar, unul e muncitor. Am înțeles. Unul e fiecare are... Cu nepoți, cu copii. Da. Nepoți nu, încă. Nepoții tăi. Nu, mă. Au copii. Au copii și sunt nepoții, da, fiecare, nepoține, da, 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 da. Și vă întâlniți așa la țară? Dacă am eu nepoții. Nu, nu. Vă întâlniți la țară? Ne întâlnim, pe la... Nu la țară, știu unde ne întâlnim, la sora mea. Sora mea locuiește aproape aici, în Popeșile Ordeni. Așa? Așa, curtea ei are o casă frumoasă acolo și acolo ne întâlnim cu toții, facem o masă frumoasă, știi cum e? Să te întâlnești toți frații așa, cumnate, nepoții acolo, cu muzică, cu petrecere. Cu glume, cu nebunii. Cu glume, cu râs, cu amintiri din copilărie, ne amintim de bunici. Bunica mea era o
tipă foarte haioasă, așa, o femeie foarte haioasă și îmi plăcea tot mereu când o aduceam în București. Ea se temea de lift, să urce în lift, să meargă cu liftul, cu metrou. Da, și da. Pe mine m-a amuzat faptul ăsta și tot mereu o plimbam cu metrou și nu vrea, trăgeam de ea, dacă îți dai seama, să o bag la metrou. Hai, mama, tu mă băga mama pe mine acolo. Eu te mă bagă sub pământ. Pe mine m-a amuzat chestiile astea. Știi foarte mult, sau când mergeam în mijlocul de transport în comun, ea se ținea de oameni, nu se ținea de bară. Și ținte, domne, de bară, și ea se ținea de oameni. Și lumea se uita la ea. Era haioasă, rău, și mie îmi plăcea momentele astea. Când o aduceam în București, că hai să te plimb. Nu, mai că mă duci iar sub pământ pe acolo. Sub pământ. Ai avut o copilărie frumoasă. Foarte frumoasă. Cum te-ai legat de cântecul popular? De mic copil, tatăl meu, să știi, a actat foarte frumos, avea o voce superbă, era fan înrăit, tatăl meu, buzoian, născut în comuna Pietroasele, acolo în județul Buzău, fan înrăit Benone Sinulescu. Și de mic avea toată discografia lui Benone, cum apărea un disc de ăsta nou de vinil, îl cumpăra și la noi în casă și s-a Da, s-a ascultat muzică. Deci cu tatăl tău semeni din punctul ăsta de vedere. Și el cânta foarte, să știi că avea voce foarte frumoasă, el cânta și romanțe, îi plăcea muzica. Mai trăiește tatăl tău? Nu, a murit când aveam 19 ani, săracul, s-a prăbătit. Dumnezeu să-l odihnească. Asta e. E acolo într-o stea și știu că mă urmărește, și are grijă de mine. Totdeauna e lângă mine, lângă suflet. Și îți dă energia asta bună. De unde e energia asta? Că în fiecare zi ești la fel. Nu știu. Vesel, plin de... Nici și vorba aia... Nu place să fiu supărat. Nu-ți place, nu? Nu ești nici certăreț, din ce am observat. Nu-ți place nici cearta. Cum ești tu când ești acasă, când ești cu ai tăi? La fel. Povestește-mi un pic de soția ta frumoasă. Nevastă mea îmi spune tot mereu miștocarule. Miștocarule. Cum v-ați cunoscut? Cum ați început? La o nuntă. La o nuntă. Da, ea este nepoatea unei foste colege de-ale mele de la Centrul Cultural MEAI. Da? Ne-am întâlnit la o nuntă. A fost, cum să spun, dragoste la prima vedere, ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am luat și s-a terminat. Și ați făcut un băiat frumos. Și un băiat frumos. Eu am mai vrut să fac un copil, dar a zis, eu nu mai fac copii cu nebuni. Așa a zis? Nu cred. E, zic eu așa, pe mereu. Da. Și că mi-am dorit-o și eu am zis, bă, tu n-ai mai făcut copil cu mine, că ți-ai zis, trebuie să fac un copil cu nebunul ăsta care toată ziua a plecat, toată ziua... Ce părere are de treaba asta? Că tu chiar mergi la filmări? Mă, nu i-a plăcut prima dată chestia asta, când auzi că sunt artist, așa, chiar în... A crezut că e doar un hobby și când pe la nuntă, iar nu s-a uitat la muzică populară, soacra mea mă știa, urmărea toate emisiunile, era fan muzică populară, era toată ziua la... posturile de televizor, se uitea pe etno, postul. Da, etno favorit. Ce mai era? Da, mă cunoștea, ea nu mă cunoștea, când cânta muzică populară schimba. Cunoștea doar trei artiști de ăștia mari, super cunoscuți și nu i-a plăcut, nu-i plăcea. Da, i-a plăcut de tine, în schimb. Ai avut de mine calități. I-a plăcut, da. Și ce s-a întâmplat mai târziu? Adică când a văzut că tu pleci de acasă, ți-ai putelcuța și... Nu-i plăcea chestia asta. Aoleu, artist, când a auzit artist, nu s-a împăcat cu chestia asta. Vai de mine că voi plecați, avea cum ai cucerit-o? Cum ai făcut-o să... M-am cucerit-o? Da. Fii atent să spun faza. Primul revelion petrecut, a vrut să meargă cu mine la primul revelion. Tu eu trebuia să cânti acolo. Da, trei cântări. Pac, da. Fuga, de-alea pe fugă, știi tu. Da. Și zic, primul aveam la Urzicen, al doilea în centru la oraș, la Buzău și ultimul în București, la un restaurant. Și zice, a, merg și eu, bine, hai să merg să vezi cum e. Da, vreau să merg, să văd cum e, cu cât tare, da, s-a îmbrăcat ea frumos, cu tocuri, cu chestii, s-a machiat, cu toalete, cu sclipici, cu chestii, cu chestii. Când a văzut ea. Am mers încet frumos, ne-am oprit la primul... eveniment aici la Urziceni, de-abia s-a așezat la masă un pic așa și până să sclipească din ochi, eu am cântat și a trebuit să fugim. Hai, unde? În altă parte. Păi cum, nu mai stăm aici? Nu! Păi ce e asta? Urcă-te, pacă, la suna impresarul. Vino că dacă nu vii până la ora 12, nu mai poți să intri, că de artificiile în centru, la Buzău, la cum așa, ajung acolo. Nu, ia, nu puteai să ajungi la scenă, că era multă lume. Dă-te jos, am luat-o la fugă. Unde? Hai, după mine! Și ea, după tine, eu fugeam între oameni ca să ajung repede, să intru până în 12, că dădeau artificii și nu mai cântam. Pac, pe ce ne-am cântat? Cum, pac, da, jos, suna ălălaltul. Hai, la București, așteptăm aici. Unde? Hai repede la tăi, la mașină, între oameni. Pac, iar a venit casa. Săraca. Unde merge? La București? Aoleole, iar suna, ce asta? Hai, pac, am ajuns în București. Hai repede, că ți-e să... Și când am ajuns în București, ne-am pus la masă și zis, acum poți să stai liniștit, că poți să mănânci. Nu mai mănânc nimic. Ce să mai mănânc acum? Săraca.
Și s-a urcat în mașină după ce am terminat programul, mă, mi-era așa o... Avea așa, mi-era o milă de ea, am văzut-o că era... Era super, super supărată, știi? Era desumflată de chestia asta. Ce reveșea? S-a urcat și a făcut în mașină. Mergem acasă acum, știi? Și a zis ea... Așa petrești tu revelionul de an întreg în halul ăsta? Săraca de... Da. Ea a crezut că noi ne distrăm, ne ducem... Uite-te încoace în ochii mei, în viața mea să nu mai... Pai, preteți-vă odată, n-am să mai merg cu tine. Măi, spun sigur, n-am mai mers cu mine niciodată. Adică ai lecuit-o. Am lecuit-o pentru seara aia de revelion. Și mai târziu, că tu trebuia să pleci, nu? A văzut ce faci și da, a zis, du-te, fă-ți treaba și vedem acasă. Și din momentul ăla, să știi, și-a dat seama ce înseamnă chestia asta. Ea a avut impresia că eu mă duc, mănânc, stau, râd, arunc un picior peste altul, peste aia. Ha! Și când a văzut, de atunci a știut. Și ți-a înțeles meseria și nu mă mai sună niciodată să mă trebuie, la ce oră ajungi, la ce revii, că știi că se întârzie la aia, la... La filmări, a văzut cum se treabă. Și de atunci n-a mai mers niciodată cu mine. E foarte bine că... Ca fiind, să știi. Pe asta spun, e din altă meserie. Da, din altă meserie. Și este economistă, contabilă, nu are nicio treabă cu chestia asta, dar m-a înțeles și m-a susținut de atunci. Câți ani aveți de căsnicie? Păi 10, 11, 12 ani de căsnicie. Mulți înainte. Și băiatul are? Eu m-am căsătorit foarte, 11 ani. Eu m-am căsătorit foarte târziu, la 30 de ani, să știi. Păi, 30, eu... 31. Înseamnă că și eu m-am căsătorit târziu, nu? Nu, unde mă, că tu te-ai căsătorit la 27, câte ani aveai? Cum, băi, am 32 și nici n-am apucat să fac nunta. Tu la 30? Da, da. Da, păi nu, îți spun că târziu, pentru că aveam colegi care se căsătoriseau la 20 de ani. La și te întrebau, la ansamblu, te mai așa un pic, că parcă nu... Te văd bine. Ia așa, bagă-te cum vrei tu, simte-te ca acasă, să-ți bată lumina pe lumină. Chip. Așa, să vină lumina pe fața. Povestește-mi un pic de soția, am văzut că nu prea vrei. În general, am observat că tu nu vrei să povestești. Nu, soția foarte mi-a zis să știi că am fost invitat la multe emisiuni personală. De divertisme, emisiuni, și ea a refuzat să meargă cu mine. Nu i-a plăcut chestia asta. M-a lăsat pe băiatul mine. Băiatul tău, câți ani are? 11 ani am plinit ieri, pe 2 februarie, 11 ani. Să fie sănătos, să străiască la mulți ani. Da. I-a tras de partea asta cu muzica, cu ceva? Nu, mi-a spus că este frumoasă muzica populară, dar este puțin plictisitoare. Așa a zis. Și nu l-am forțat, să știi că am văzut colegi care și-au forțat copii și... Tot n-au reușit până la capăt. Din cauza că i-a tot forțat de mici să-i facă artiști, mai târziu au luat alte drumuri greșite, știi, în viață și... Ai zis să-l am văzut leagă și zic, băi, să aleagă ce-și dorește fiecare, cum și eu am ales, sau și tu, fiecare ne-am ales o meserie pe care am simțit-o și am iubit-o. Nu poți să faci ceva, să știi că e cel mai urât lucru. Eu am tărit un moment urât când am fost pus să fac altceva, să fac altă muncă în afară de asta care... În afară de cântat, de meseria cântat, asta de să a știi, fi da? Artist, cântăreț. Deci după ce săracul tatăl meu s-a prăpădit, îți dai seama, am rămas doar eu cu mama, mama mea era casnică, n-avea niciun venit. A trebuit să muncești. Și a trebuit să muncesc ca să pot să-mi câștig existența, să o întrețin și pe mama, înțelegi? Frații mei, fiecare cu casa lui, cu viața lui. Ei erau căsătoriți, erau mai mari? Erau căsătoriți, mai mari, toți lor. Cu familiile lor, la casele deci lor. Tu erai cu mama. Și eu eram cu mama, îți dai seama, singur care... Ani. Da, 19 ani, tata... S-a prăpădit? Da. Și ce, a trebuit ce ai făcut? Să fac niște... N-am făcut lucruri, am făcut niște lucruri frumoase, să știi. Dar frumoase, adică am fost angajat la un verde al meu care avea o societate comercială și era asociat unic la această societate comercială. Familia m-a ajutat și mi-a dat un loc de muncă. A văzut că mă descurc și m-a făcut directorul firmei, ca să știi și tu. Oh, păi da. E fost bine director. Dar mă ce făceai concret? Adică cu ce se ocupa firma? Mă ocupam de... Era o firmă de difuzare a presei. Mergea foarte bine în vremea aia. Presa avea foarte multe puncte de difuzare a presei în capitală, iar eu mă ocupam de actele și de documentele pentru fiecare chioșc de ăsta de ziare să fie la zi. Tu terminase un liceu? Sau... Un liceu economic. Economic, am terminat, asta da. Spun. Aveai... Și mă ocupam de chestia asta, să fie actele, documente, mergeam la primărie. Lui i-a plăcut chestia asta, că cum eram foarte ordonat, că și acum sunt foarte ordonat cu actele, cu asta i-a plăcut și mi-aduc aminte că directorul și-a dat demisia, a plecat și a zis, deși n-aveam pregătire, îți dai seama. N-aveai nici facultate nici terminată? Nici facultate, a zis, pe tine te pun că te descurci foarte bine, da. Și cât ai fost director? Am fost câțiva, am fost 2-3 ani. Da? Da. Și până ce am plecat militar în termen. Așa?
Băi, mă îmbărcam frumos la cravată în fiecare zi, aveam un diplomat mișto și o Dacia Break 1310 verde, mi-a dat el. Parcă în față, da, și aveam un telefon mobil Bosch, apăruse atunci Bosch mare, îl puneai aici, era o cărămidă. Era cât... Da, cât pantalonii de pe curea, știi? Dar aveam telefon Bosch, nu avea nimeni atunci în perioada aia. Și când scoteai era așa, când spație. Când scoteam ce mai făceam, alo, da, vă rog, cu el, știi? Mai jucam și teatru, ca să-l pare interesant. Da, ajungem și la teatru, dar hai să terminăm pe asta cu directoratul. Fiecare la primărie, luam autorizații, controlam documente la fiecare chioșc, mergeam, plăteam, că se plătea o taxă. Pentru deci, chioșcuri, bă, da, să vedea la fiecare sector. De chestia asta firmei, de-a, da, cu actele, cu documentele, că tot erau totul. Eram și așa, cum ajunsești dar la... Dar nu plăcea. Tu cântai atunci? Cântam, să știi. A, cântai. Făcusem școala de arte din București. Așa. Făcusem primăr la radio, să știi. La vârsta asta, la 11 ani? Da, la 18 ani am făcut primele imprimări. Bravo, le mai ai? Din 10 când sunt în radio, s-a pus praful pe ele, nu mai le-a dat nimeni. Și nu mai știi ce cântece, cum ba, da, suna? Au fost 10 cântece și mi-a aprobat decât 4 cântece. Mai ții minte vreunul să ne îl predonezi? Ba da, mi-aduc aminte. Erau... Eu am avut o prietenie foarte frumoasă cu domnul profesor Gheorghe Oprea, care era șeful Caterei de Etnomuzicologie și Folclor de la Academia de Muzică Buzoian și el de fel. Da, da, da. M-a văzut la un festival pe la 16 ani, așa, i-a plăcut de mine vocea mea, așa, și a zis, am nevoie în corul meu Gaudeamus, la conservator, unde erau mai studenți, că nu prea am tenori. Uh-huh. Și vreau să te iau să vii de vii la mine la, cum zic, oh, cum sunt un profesor, să poate, că tare, da, că tare. Și el mi-a căutat din culegerile lui de folclor, folclor, făcuse o culegere folclor muzical din Buzău, uh-huh, editată de el tot, și mi-a dat din cântecele alea, să știi, câteva cântece și m-am dus la comisie la și pe la astea le-ai imprimat. Dar am stat să spun și asta cu radio. Știi cât am stat la intrare acolo până m-au primit ea să... N-au vrut să le primească. Ba da, dar cea că nu mi-e rândul meu. Era o realizatoare pe atunci și am stat o dată, mi-aduc aminte, vreo 3 săptămâni la intrare la radio. E cum intrai la radio pe și tu ce în fiecare Temișana, zi acolo? Sau da, fii atent, pe Temișana. Știu, știu. Doar să mă vadă, știi? Era o băncuță de piele așa și stăteam pe ea tot mereu și știam că la ora 8 și 10 trebuie să vină respectiva realizatoare, știi? Și când venea, mă vedea tot mereu acolo. Să rămână, doamna, vă rog, nu vă supărați, când în bijet? Mai ai de așteptat, dragă, dar ce vin fiecare zi aici de cu tare? Mai... Eu, mintea mea și de trei copil, săptămâni te-au ținut așa? Bă, 3 săptămâni mi-a zis când o să-mi vină vremea. Și când mi-a venit vremea să imprim... Adică nu, după 3 săptămâni. Era programări, așteptai, ce crezi tu că am era înțeles. Așa? Și când mi-a venit vremea să imprim, a zis... Am așteptat, eram atât de fericit de seamă, să la toată familia, mă duc să înregistrez la radio. Pentru că nu intrai la televiziune, era o chestie de-aia, trebuia să treci prin radio ca să ajungi în televiziune. Era singur post de televiziune, nu erau... Ca acum? Ca acum. Și am stat acolo și mi-a zis și în ziua când eram fericit, și a zis, nu ești azi, dar ești peste 2 zile. Mi-a căzut fața, mi-a venit să plâng, am plâns, recunosc că era rândul meu și rândul meu s-a tăiat. A venit cineva și ți-a luat rândul. Mi-a luat rândul. Da. S-a băgat în fața mea. Ai aflat? Cine? Ei, am aflat, dar nu mai cine, cine, ei, cine? Nu mai, a, nu mai știu, nu mai e acum. Da, zi. Nu mai e, mă, s-a dus, a dă-i în pisici de aici, că nu mai interesează. Așa, și ai reușit să faci imprimările în radio? Și am reușit să fac imprimările în radio atunci, pentru prima dată, și din alea... Așa. 10 mi-a aprobat 4, 5 le-am sau 4. 4 și care era ăla din unul dintre cântece? Hai să ne cânti ceva. Aminte. Nu încă mi-a dat seama. 96, paleolitic. 96. Ah, 96. Păi da, ia, du-ți aminte. De aveam 6 ani. Păi vezi? Să ne aduc aminte. 96. Cum era ăla? Dacă ți-au ce aminte greu, mai venim într-o altă emisiune. Of, mândru de dragostea noastră. Of, mândru de dragostea noastră. Mândru de dragostea noastră. Dar ce-i cu sacoșa aia acolo sus? Ca să țină lumina asta. Și așa era tot când de mândru de dragostea noastră. Răsări un pom pe coastă mai mare. Mândru de dragostea noastră, răsări un pom pe coastă. Da, foarte complex textul. Așa erau simple, nu trebuia să vii cu... Am înțeles. Și, dacă mândră... n-aveai folclor de la așa, nu te primea treia de la rădăcină. Am înțeles. Of, dușmanii când l-au aflat. Și asta cu dușmanii, a zis că dușmanii... Și ți l-au aprobat asta, da, zic, cu dușmanii? Aprobat, da. Mare lucru. Au venit și l-au tăiat. L-au tăiat, nu știu ce, erau chestii de asta. Da, 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 frumos. Foarte frumos cântec. Uite să le reimprim. Și mai erau, da. Ei,
Leama Culuci. Și care a fost parcursul mai departe? Deci te-ai lăsat de... deci așa. Tu ți-ai făcut imprimări? Am făcut imprimări, pe urmă m-am dus săracu. Te-ai făcut director? Da, da. Așa? Și am plecat militar în termen. A venit să plec în armat. Te-a luat în armat? În armat. Nu te-ai înscris mai bine la o facultate? Ceva scap de armată? Cum se făcea? Nu mai am înscris la facultate atunci când eu trebuie să muncesc să... Și în armată? Mai târziu a fost asta, nu e nicio problemă. Și m-a luat în armat. Așa. Și fii atent. Cât ai făcut armat? Avem o prietenă. A, o știm, pe doamna Valeria Năuto, știi? Da, da, da. Am mai văzut. Mi-a zis, băi, am o prietenă la Ministerul de Intern acolo și auzisem de la ea, da, că se face armată. Eu nu știam că la ansamblu Ciocârlia poți să faci și armata, să faci stagiu militar, să satisfaci stagiu militar, da, la Ciocârlia. Și zice, o cunosc pe tipa asta, e șefă mare acolo și zic, ia să vorbim cu ea că poate ți aranjezi și faci armata la Ciocârlia. Mamă, când am să auzit. Și cânti, să fii în elementul armată, tău. Să armată, să nu mă duc să fac instrucție cu arma, cu tare, cu boamă, ce nebunie, superb. A vorbit, da? M-a chemat doamna așa, Paula Postoiu, mami pe care o iubesc și m-a avut grijă de mine în permanență acolo cât am fost, până a ieșit la pensie. Am o prietenie frumoasă cu familia Postoiu, niște oameni minunați. Ne vizităm, ne sunăm, niște oameni minunați, ne-am prieteni foarte mari. Și mi-a zis, zice, te duci o cauți pe doamna Paula Postoiu. Eu am uitat de nume. Și așa, Paula Păștoiu. Și când m-am dus acolo, am bătut la ușă, asta era șefă mare pe acolo, pe la mea ei, și să rămân la doamnă, o cauți pe doamna Paula Postoiu. Pe cine? Pe doamna Paula Postoiu. Cum ai zis? Postoiu. Păstoiu, băi băiatule, cine ești? Păi sunt așa, așa, a, știu, mi-a zis, vină încoa. Te duci la comisariatul militar, ca pe domnul colonel Țiru și știi ce are de făcut cu tine. M-am dus. Ce noroc ai avut, da? Da. Pac, 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 m-am corporat și m-a trimis direct la ansamblu. Și ai terminat? Și m-am dus cu valize de asta, cum se duceau toți de la armată. Și seara am venit acasă și s-a speriat mama când m-a văzut la ușă. Te-au dat așa afară la armată. Ai fugit de acolo! O să faci pușcărie! O să te bagi în aoleu, să te va arăstă, să te bagă în batalionul disciplinar acolo. Ce o să faci? Du-te înapoi, nebun copil, frații mei, făcuse pe la Timișoara, unul a prins chinuiți. Revoluția, da, chinuiți. Și biata mamă s-a speriat. Du-te înapoi, n-auzi, domne, că așa e aici. Așa e aici, stăm acolo și seara venim, da, acasă. Nu e adevărat, du-te acolo, nicule, mamă, ce o să pățim. Biata mamă. Da, mama săraca. Da. De la țară. Și a înțeles până la urmă. Și până la urmă așa a fost. Și a fost cea mai frumoasă armată pe care am... Nici n-am visat vreodată că o să fac armata asta. Și de aici ai și rămas... Și am început turneele cu Ciocârlia, spectacole, veselie, asta bucurie. Zic, da. Am fost primit. Ce acolo colegi aveai colectiv atunci? Păi atunci era... cine era? Mioara Pitulice, Steliana Sima, Mioara Velicu. Cine mai era atunci... Doamna Angela Moldovan venea, era profesoara noastră de canto și făcea lecții de canto cu noi. Ansamblu plătea în colaborare. Se pregătea, da, și venea și la spectacole și în turnee cu noi. Și noi făceam în fiecare zi studiu vocal cu doamna Angela Moldovan. Îți dai seama să faci canto cu doamna Angela Moldovan, care era totuși o vedetă, da, un artist, da, 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 mare. Da, am prins momentele astea frumoase. Cu colegii frumos, aveți turnee. Frumos, primit, râdeau, da, da, turnee, speau. Dar bărbații cu vocea, nu? Nu. Nu erau. Nu, nu era. Venise aia puțin mai târziu, dar bine, era detașat, n-a fost angajat, detașat de la altă unitate, că era sub ofițer, Ionuț Sidău. Aha, Ionuț, și care e Ionuț, director. Nu mai, a ieșit la pensie, Ionuț. A ieșit la pensie? Da, a ieșit la pensie acum o lună de zile. Să fie sănătos. Noi doi eram bărbații din... Ah, și doamna Aneta Stan, uite că uite. Doamna Aneta, că am făcut turneu în China cu dânsa. Așa, și unde am rămas, că am uitat. Așa, așa cu ansamblu, cu colegii. Cu ansamblu, frumos, cu colegi, ați plecat. Frumos, un an de zile. Băi, superb. Și a venit finalul, știi, se termina armata, ce să fac? Mă întorc înapoi, da, director de... Ah, deci da, nu era sigură treaba că rămâi angajat acolo. Dar norocul meu care a fost. Ha, ha, noroc! Cu o lună înainte, cu o lună înainte de atunci, să spun. Cu o lună înainte să termin armata, doamna Mioara Pitulice și-a dat demisia și a plecat în America. Ea a ocupat postul de Muntenia, solist vocal Muntenia, la ansamblu Ciocârlia. Se nimerea perfect. Pac, bucurie mare, peste două luni concurs. A fost concurs. L-ai luat? Am scris în concurs, stai un pic, că n-a fost așa. Acolo știi cum era, întreba. Așa. După ce te dai concurs, întreba. Artiștii, angaja soliștii de acolo. Sunteți de acord? Sunteți, cu cine sunteți de acord dintre ea ca să, așa. Și cu cel mai mare cuvânt avea doamna Steliana Sima. Că dânsa era cap de afiș atunci și așa a zis, doamna Steliana, spuneți, sunteți de acord cu... Și a spus, da.
Nicolae dat cu merite, promite, a muncit cu noi cot la cot. Au fost artiști soliști aici care n-au muncit cu noi cot la cot. El a muncit cu noi, a făcut turneu, spectacole pe litoral, de tot succes și merită, e de viitor, el merită să fie aici. Ce frumos! Și comisia presupun că mereu îi porți așa un respect. Da, da, îi mulțumesc din suflet. Am văzut că aveți o legătură frumoasă așa. Frumoasă pentru că am făcut o echipă frumoasă când a devenit șef la ansamblu Ciocârlia, chiar am făcut o echipă atunci frumoasă. Cred că m-ai și chemat pe mine primele spectacole la Ciocârlia. Da, eram la ansamblu. Da, era la Doina Gorjului. Da, ce frumos. Da, ai dreptate. Și uite așa, ai rămas. Îți plăcea, acum nu mai ți-a luat. Acum nu mai ce să mai... Nu știu ce-i cu tine, dar de la un timp. De la un timp, așa te-ai. Tare bun ești ca... Hai să trecem la partea... Tare bun ești ca virgulă cântăreț. Da, am înțeles ideea. Să nu-ți intre în cap. Să nu-mi intre în cap. Hai să trecem și la partea asta. De ce nu te-ai făcut și actor? Pentru că ai veleitățile astea, nu știu. Da, mi-au spus, să știi că mulți mi-au spus. Că mă gândesc că nu le ai de când te cunosc eu. Le ai mai de mult. Da, și Masiu Benone Simulescu a zis, bă, tu erai un actor de comedie fantastic. Ai și fața, te ajută, mimica asta. Da, ești carismatic greu de tot, nebunule. Tu puteai să fii un actor mare de tot. Nu știu, n-am avut încredere în mine. Dar știu că la voi la Ciocârlie aveați angajați actori și puteai să faci niște sketch-uri. Am făcut piese de teatru și spectacole și au fost multe și în film. Am fost și am dat și o probă într-un film, doar mai s-a turnat filmul că a murit regizorul Joe Saizescu. Trebuia să fac un film despre niște țărani cu tare și luasem un rol ăsta de un țăran care cântam, pusese mustăcioare, chestii frumoase. Era frumos. Dar nu mai a murit săracul regizorul, marele regizor Joe Saizescu. Și s-a dus și filmul, cine să-l mai facă, știi? Și acum vreau să trecem la partea cu ta asta de umor și trebuie să neapărat să-mi povestești din turnee, de la cântări, pentru că tu ai foarte multe și le și povestești frumos. Știu că ai fost în China cu... Da. Spune-mă un pic să te duci în China să cânti muzică populară. Cum a fost? V-au pus să... Nu? N-ai fost cu doamna Aneta? Da, am fost cu doamna Aneta Stan în China. Așa? A fost turneu, ansamblu Ciocârlie, invitat la un festival mare în China, în 2004. Și cine merge, toți fugeau că aveau evenimente, aveam și eu câteva evenimente, că și eu eram la început, îți dai seama, eram așa și mă cheamă comandantul, dar și maiorul Săpunaru pe atunci, și te cheamă domnul comandant la birou, ce urgent, abia eram angajat de câtva timp, zice, vrea să vorbească cu tine. Nicolae, ăsta era un tip de la Buzău, de la mine, dar vorbea așa calm și zicea, Nicolae, să uite așa, vezi că pleci. Unde, domnul comandant? Eu, unde? Departe. Unde departe? În China. Hai, glumiți, domnul comandant. Ce n-ai băgat? Bă, tu n-au zis că pleci în China. Gata, hai, nu mai discutăm. Hai, pleci în China. Domnul, am și eu niște cântări să mă duc și să mănânc și o pâine. Nici nu discut. Face așa. Ieși afară. Nu comentai. N-am comentat, ordinul să de ți-ai amânat evenimentele, să ce mai nu mai m-am dus, ce să mai amân, să mai amâna, nu că mai acum amân. Le-am amânat. Nu era cu amânatul atunci. Ai trimis pe altcineva. Vedere, era cu amânatul și cu... Așa, nu mai m-am dus eu, s-a dus altcineva, ce s-o fi dus, nu știu. Că îți dai seama, era perioada când cântam toată noaptea, nu eram, că eram la începutul, da. Programul Floricele. Și ai plecat în China. Nu. Am mers la consulat acolo și la consulat de la noi, la ambasada, așa, ni s-a spus în felul următor, un chinez care vorbea așa, mai preț, trebuie că lucrurile se prezentați, unii cântec în limba chineză, altfel nu, trebuie să învățăm un cântec în limba chineză. Nu ne interesează de unde facem rost, bă, nu, trebuie să cântați un cântec în limba chineză. Ce să înveți, că au și limba aia încălcită? Da. Pai, de capul meu și de viața mea. Am plecat supărat de la ansamblu și cu cine mă întâlnesc atunci? Măi, Nico, ce faci, măi? Măi! Domnul general. Domnul general, pe atunci colonel. Colonel. Domnul colonel Turda, uitați, așa, plec în China și ne-au pus ăștia la consulat și că să nu se iau eu un limbi cântec. Băi, în 1970, eu am fost în China. Cu Michael Jackson. Și cu Michael Jackson și cu, nu cu ălălalt, cum îl cheamă, mă? Freddie Mercury. Nu, că ar fi vrut el. Nu știu. Tom Jones, mă! Că mi-a zis că vine la concertul. Nico, știi cine vine la concertul meu? Zic, cine? La sala palatului, mi-a zis și mie. Tom Jones! Tom Jones! Dar cred că a uitat și n-a mai venit. Da, mai vine, era cu s-a împiedicat. Așa. Și zice,
Îți dau eu un cutie care vine să 70, eu l-am cântat în China și am făcut mai mult. Mai mare succes acolo, vine să vii mine la mine. Mi-a dat când de cost, a avut două luni, l-am învățat după ureche, așa. Ți l-a scris, presupun, cum se citește? Mi-a scris așa, pe vorbe. Dar nu mai ții nimic minte, presupun. Mai ții minte o strofă, atât. Și fii atent, știi cum l-am probat? Așa. Că nu știam dacă îl cânt bine. Pe atunci exista Europa. Și în Europa unde era standurile astea și acum aia. De Europa. Da. Și erau mulți chinezi acolo lângă Dragon. Da. Nu era Dragon, era. Și eu m-am dus la un ăsta și m-am făcut că îmi cumpăr o geacă de la ăla. Și ai cântat. Și am zis, m-am probat, aveam mai gingi de alea mici, eu eram gras pe atunci și făcea: "E te pe tine mică, mică, mică. Măi, vreau să-ți spun ceva, măi. Ne te mică ti gat gat gat. Măi, vreau să spun ceva. Vreau să-ți cânt un cânt în limba chineză, dacă tu cânti chineză, du-te mă de aici." Să uite, ia, ascultă dacă te-a luat chinezul la corect, când corect. Ia, cât. Și eu zic, o cheamă și pe chineza aia. Ana, nu știa românești. Oșa și încice aia, oșa și încice aia. Upa, cice, încice, încice, oșa, așa. Și eu pe zilul aia. Și eu am început. Ce nebune. Țana, ia, ia, de difan, ia, ve, ha, gu, ian, ien, men, cau, gu, o, ta, de, țan, fan, dă, ho, iau, iuliu, e, li, li, x, ian, ian. Așa l-am testat să văd dacă îl cânt bine. Și a fost bine în Europa. Dar n-ai luat geaca. N-am mai luat geaca, că era mică. Și eu m-am bucurat că era mică. Poate mă bate drept chinezul ăsta să cumpăr geaca. Și? Da. Și am plecat în China, dragul meu Valentin, și am făcut un succes formidabil acolo, cu cântecul ăsta în limba chineză. A fost un succes formidabil, cât a venit ăsta, organizatorul de acolo, că acolo erau niște spectacole de-astea grandioase, grandioase, cum era pe timpuri. Parade, cu da. Comuniști fiind, da. Cu parade, cu pe stadioane, știi ce era acolo? Era când aplaudau ăia, da. Când aplaudau ăia, cei că vin grămadă pe tine, că așa de mulți erau și aplaudau tot. Și în același ritm, da. Și... Exact, exact. Aveau niște, calarmat, așa. Aveau niște mânuțe de plastic, le-au dat la intrare și când făceau cu ele... Băi, era fantastic. N-am văzut spectacole primiți pe covor roșu. Când m-am văzut pe covor roșu, am făcut și eu ca Ceaușescu. Ce? Să văd cum e. Ce nebun. Cu, și copiii de aia fluturau niște batiste acolo și da. Am făcut. Știi? Să mă simt ce și eu bine. Ce figură ești. Da. Așa. Și am mers și ca Ceaușescu. Așa, știi? Așa. Nu-mi ieși din cadru, vină înapoi. L-am uitat că tu ai cadru aici. Așa. Și fii atent. Și s-a deschis festivalul la Beijing, acolo într-un stadion mare, superb, de vis, oficialități, vicepremierul Chinei acolo. Că îți spun că a venit mai târziu vicepremierul Chinei în România și am fost la o recepție și m-a recunoscut. Da. Nu cred. Da, ce era chestie. La o recepție, era ministru pe atunci, Gabriel Oprea. Ați cântat și în română? Eu am cântat în chineză și a adus aminte vicepremierul de atunci de la festival. Ok, dar ați cântat și ceva în română, presupun. Păi, am cântat română, dar mi-a zis, a venit la organizator și mi-a zis, la translator, a zis domnul organizator să nu mai cântați în română, dacă mai puteți să cântați încă unul în chineză. Păi eu sunt român, frate, eu am venit și în România. Zic, nu mai știi, zăi seama. Mai știu. Ce, ca la nuntă, program, zi-l pe la programul ăla de nuntă în chineză. Înțelegi? Și a zis, nu știu, eu sunt român, trebuie să cânt și în românește și cu tare. Și, ce, bine, gata, a fost. Dar unde mergeam, am apărut și în ziar, am ziarele acasă, îmi pare lucrurile pe prima pagină. Un cântărez din România cântă din suflet. Ăsta era un cântec foarte cunoscut la ei. E acum, un fel de șlagăr, așa. Cum e la noi, Sani, cu surdă, da, toți, știi, de cel mai mic până la cel mai mare. Așa era și ăsta, știi, Țaina, eu e un cântec de dragoste. Cântat și ți-a ieșit, l-ai învățat și ți-a ieșit bine. Ieșit, am făcut un succes formidabil și a venit cei de la televiziune și a zis, pe cine doriți la... Uite, poate să-ți povestească, dacă nu crezi că eu mint, poate să spună maestru Dumitru Zamfira, care a mers cu mine atunci. Era în turneu cu voi. Cu noi. Și îl salutăm, un om cu drag, un om este un coleg minunat de la Ansamblu Ciocărlia. El de atunci am spune chinezule. Nu așa am spune de când am fost în turneul ăla. Și am fost și cu un dirijor de-al tău, de la Doina Gorjului, cu Marcel Parnica, care a fost cu noi în colaborare în China și poți să-l întrebi, da. Să vezi dacă nu este adevărat ce s-a întâmplat. Și a venit directorul televiziunii de acolo din China și a zis, în această seară, într-o emisiune, vreau să vină să cânte. Nu? Eu eram în chineză. Domnul Zamfira și doamna Aneta a zis, vreau și eu. Și e...
De ce? Să spun de ce. A curcat cântec un chinez. Nu. Nu, cineva de aici nu i-a dat un cântec în limba chineză, i-a dat un cântec în mongolă. Și acolo și chinezii cu mongolei, cum suntem noi cu ungurii. Ai de capul. Și când am început să cântăm, toată sala a făcut, opriți, opriți, înțeleg? Nu cred, da. Sărac. Cineva deci i-a dat cineva un cântec greșit, o... da, de aici, înțelegi? Greșeală, da. Și i-a dat un cântec în mongolă. Extra, săraca, și voia și acolo. Da, și eu nu... la Luca, știi că am văzut că e cântec. Da, a fost cel mai frumos turneu. Eu am fost în Europa, mult, în, da, în Asia, dar cel mai frumos turneu a fost... În China. În China. O lună succes. De zile am stat acolo, ne-au plimbat aia ca pe... Ce ați vizitat acolo? Ce ați făcut? Ce măi, avea program, fii atent, a fost program făcut de la prima zi, așa, pe ore, până la ultima zi, de la ziua 1 până la ziua 30, pe ore, pe secunde, pe minute. L-am urmărit cu atenție, s-a păstrat la secundă programul. Băi, sunt aia. Băi, știi cum sunt aia. Ce la vrei? Secundă s-a păstrat programul ăla. Dar ce ți-a rămas în minte, în afară de cântat și succes, că ai cântat în chineză? Am văzut o țară, nu, sunt sigur că nu o să mai ajung niciodată acolo. Am văzut altă lume. La televiziune cum a fost? Te-ai dus? M-am dus, am cântat în chineză, în studio acolo, am cântat Dumitru Zamfira, Ciocârlia, succes, România, atunci cu ansamblu Ciocârlia noi am luat marele premiu. Trofeu, da? E la ansamblu, acolo în vitrine, trofeu care și l-am câștigat. Și se datorează și ție. Da, cum să nu. Ce îți dai seama, 22 de ansamblu din 22 de țări. Cântam și noi voi ieșeam, să veniți cu trofeu. Da, intrau ăia, erau și de din Africa, ca din insulele cu, cu tobe de alea, cu frunze, cu buturugi de alea, băteau buturugile alea, le venea rău pe acolo. Băi, bă, era ceva fantastic, un spectacol n-ai văzut în viața ta așa de frumos. Toate de, tradițiile cu lumii. Cu culori, cu... Da. Da. Ce nu mi-am cumpărat de acolo, microfoane șuri mi-am luat, erau de alea chineze, le-am luat de acolo cu ai 50 de dolari și le-am vândut cu 300 aici. Oh, ai făcut bani! Haine mișto, nu ce era pe aici aduse de la ei, erau haine mătăsuri, cu dar și ce frumos, superb. Și aveți voi în bagaj sau cu ce v-ați dus? Cu avionul, nu? Cu avionul, da. Așa. Și povestește-mi, ce mâncare ați mâncat? M-am mâncat mâncare europeană, dar a fost și mâncare de-asta, știi? De-a lor? Dar v-a făcut special pentru voi, nu? V-au făcut da, mâncare... Cine, noi am, eu am rugat-o pe translator, că fata asta care știa limba, era chinezoică, dar știa limba română. Păpușa, am o mare rugăminte la tine, cu și băieții de la orchestră, să ne spui când e de-alea, șerpișor, cățeluș, pisică sau ceva, ne anunți. Pac, nicio problemă. Și era la ei carnea, carnea, ei nu prăjesc în ulei, în grăsimi, că o fac într-o, de-asta, un caramel, în zahăr de la caramelizat, știi? Așa o fac, e da, dulce. Da, da. Să fie dulce, și da, la un moment dat era cu o, și cu o dulceață, puneau, nu știu, și cred că era o dulceață de piersică. Și fii atent, noi întrebăm, asta ce e? O întrebaia. Este asta carne cu pisica. Pisica, băieți! Pisica, nu mâncăm! Te auzi, mă, pisica, venile rău, ne dă pisica. I-a mi-a dus că piersică. Da, bă, da, piersică, băieții din orchestră. Ia auzi, nu mă, să vezi cum e. Ia gudu! Ia vezi, măcar cum miroase. Nu miroase, mă! Și a zis că, bine că ne-a zis că era pe pisică. Nu pisică, nu miau, miau, nu persică. Persică. Oh, persică, vizial, zia de râs. Și a venit ambasadorul nostru pe atunci, domnul Budu, dura de acolo, de la, așa, din China, dar reprezentantul nostru, excelența, așa, și ne-a spus, în această seară am să dau o masă eu pentru toată delegația română, unde doriți, la rața pe chineză sau la cuțu-cuțu? Deci era un câine care se pregătea, dar era o delicatese asta, un fel de câine, nu toți câinii prinde pe stradă, îi tai jupaie și halește. Oricum, dar tot câine. Și zi, băieții, unde vrem, la, la rața, bineînțeles, pe chineză sau la cuțu-cuțu? La rață! Poate ne dă căței acolo. Rața pe chineză. Și am trecut pe lângă restaurantul ăla, l-am văzut. Așa. Era vis-a-vis de rața pe chineză asta. Cu unde se prepara și era un cățel acolo. Ai cu... de capul meu. Bine, desenat, nu mai spune, lasă, da, că avem nu, mezeluri dacă să de știi la că... mici aici. Da, da, ia. Da, dar chiar ia gustă, să vezi dacă îți place șunculița. Nu, eu am mai mâncat, că eu am fost la lansarea ta și ai făcut atunci... Vezi? Și ți-am dat și la pachet, cred. Ne-ai dat și la pachet. Hai, ai făcut, ai făcut atunci ceva de regal. A fost ca la Casa Regală ce am mâncat atunci. S-a terminat povestea atunci când... m-am ceva candalas, pe cuvântul meu. Știu care... Asta e preferata mea. La fel, uite. Am mai mâncat atunci, am plecat umflat, giftuit. Deci, giftuit, cum se spune. De la emisiunea ta, când ai lansat un CD-ul frumos, pe care eu l-ascult și le-am pe toate. Mulțumesc din suflet. Și de fiecare dată ai văzut că le ascult și trimit un mesaj. Îmi place piesa 104 sau 106. 106. E bine, da. Știi tu. Așa. Ai venit din China, totul bine?
totul bine din China. La ansamblu te-au primit frumos, oamenii, le-ai explicat. Frumos a fost atunci, frumos, superb, da? Și viața a decurs. A mai mers în multe, Grecia, Germania, dar n-a fost ca în China. N-a fost ca în China. N-a fost ca în China. Mai plecați acum în turnee, mai e ansamblu? Nu mai, sunt, nu mai este ce a fost. Ne-am restrâns foarte mult, au ieșit mulți la pensie. Vin colegii noștri, unii au plecat la Domnul, Dumnezeu să-i odihnească, colegi minunați, oameni minunați. Am rămas așa ca o chestie de formulă de protocol, pentru protocol. Pentru protocol. Dar? Dar vă mențineți. Mergem înainte mai și ne facem meseria. Sigur că da. E trebuie să rămână, să zboare mai departe ciocărlia, că așa este frumos. Este normal. O instituție națională de cultură, împlinim și 75 de ani anul acesta. Mulți înainte. De la cine existență. Mai e director acum la voi? Acum este numit regizorul artistic, deocamdată, că eu nu-ți dau aici la pensie, și așa. E numit pe o perioadă determinată regizorul artistic, domnul Marian Ciripan. Am înțeles. Deci tot de la voi din colectiv. Director. Da, am de înțeles. La noi din colectiv. Mergem mai departe și vreau să ne povestești un pic cu aceste sketch-uri, pentru că eu te-am văzut și la televizor, te-am îmbrăcat toată și în femeie pe la Antena 1. M-am îmbrăcat și în toate felurile. Tot felul de nebuni. Da. Ți-a ajutat asta în meseria mă, ta de artist, de cântăreț? Mă, să știi că momentele astea de imitații pe care le-am făcut și a avut succes, le-a descoperit pentru început mai sub Benoni Sinulescu. Uh-huh. Eu le-am făcut în privat cu el, la anumite petreceri în privat, între noi artiști. Da. Frumos. El i-au plăcut așa de mult încât mi-a zis: mâine te duc la televiziune la Titus Munteanu să te vadă, ești fenomenal cu astea, ai carismă. Nu, eu nu ne-a Beni, nu, zic, nu. Ți-era jenă da, să... Da, nu, că îmi pun artiști în cap ceilalți. Tu imitai pe... Da, bă, fii atent ceilalți... să nu se supere ăștia. Mă faci pe mine, da? Mă imiți pe mine primul da, da, și pur mă imiți pe ea și nu să se supere. Nu, da, și m-a dus la Titus Munteanu, măi. Și când te-a văzut? La emisiune, m-a văzut, a zis că sunt fenomenal. Și m-a și băgat, era o emisiune pe atunci, o prezenta Horia Brenciu, se numea Asul din Mânecă, la Televiziunea Națională, și eu am fost invitat cu momentul ăsta de imitații și am cântat și a avut o explozie așa fantastică ăsta, că lumea nu mai asculta cântecele mele. Vezi, a fost și o parte bună, dar și una așa, zic eu. Crezi că ai dus mai mult în partea asta de da, de erau fascinați mai mult de momentele astea de imitații făcute așa de bine, căci că tu și vorbești ca ei, și te mișci ca ei, și da, vocile. Da, dar când te-am îmbrăcat toată în Irina Login, da, doamnă, am râs. Dora Grosaru de la Acces Dora Direct, ideea ei a fost. Doamne, da. Deci am râs când te-am văzut cu fața ta și cum făceai, da, m-a ca pus, doamna da, Irina, da, cu mâinile. Au fost mai mulți artiști atunci, care avea câte un rol. Nu mai știu. Dar au ieșit cel mai bine. Dar tu ai fost... Ceilalți, pe ceilalți nici măcar nu i-am da, putut vezi, vedea de tine. Au, cât de slabi au fost. Erau când sub nivel. Nici nu i-ai băgat în seamă. Cine să-i șteamă, da. Și doamna Irina nu s-a supărat când te-a văzut? Mă, nu s-a supărat doamna Ionela Prodan, fii atent. Într-o emisiune... Ionela Prodan s-a supărat? Da, Dumnezeu să-i dinească. Că de-aia a trecut. Într-o emisiune m-a pus, doamne, m-a pus de față acum cu... Acum i-a trecut de tot. I-a trecut de tot, că s-a dus în lumea fără dor. Și... Doamne, Dumnezeu să-i dinească. Să știi că am avut o prietenie frumoasă. Știu, de-aia ne și permitem. Da, și să știi că la ziua ei, ultima zi de naștere, când și-a sărbătorit-o, și-a dorit, i-a spus Anei Marie, fiicăsii, da, bă, vreau să-i chem un băiat care eu l-am iubit și mi-a plăcut de el pe Datcu. Și m-a chemat, a fost... Ultima perioadă e când slăbise. Ultima zi de naștere, când am plinit 70 de ani și n-a trecut o lună și s-a prăpădit. Și a murit săracă. Da. Și la o emisiune cineva la Acces Direct a fost. Da, la Acces, da. M-a pus Mădălin Ionescu, prezenta atunci Accesul Direct, și a zis: uite că e doamna Ionela aici, noi invitasem că era o emisiune pentru nu știu ce cântam, da, și a zis: uite că e doamna Ionela, ia imită-o pe doamna Ionela, vă supărați doamna Ionela? Ui, guzi, mă supăr, mă supăr eu pe ăsta mic, pe frumosul ăsta. Și am început să-i imit. De bucătă, mă, de pâine, am crescut un om și o câine, lume! Și a râs, aia, bravo, mă, muncă. Și s-a tăiat emisiunea, în spate te-a luat. Eu vreau muncă. Auzi, bă, tu faci zmeneală cu mine la televizor? Zmeneală? Bă, știi cum mi-a căzut atunci? Am căzut crezut fața că a căzut direct un bolovan pe mine, așa, da, și am făcut tremunde. Așa, nu, doamnă, mă scuzați. Bă, te tai dacă, bă, dă-te timpul. Avea și vorba asta repezită, Olteancă. Faci tu izmeneală cu mine, cu... Doamne, Dora, dar nu, Ionela. Dă-și-vă și tu din gură. Lasă că știu ce am zis. Dumnezeu, băi, dar așa făcea săraca, da, Dumnezeu să ierte. Da. A trecut o perioadă și începe o serie de emisiuni la Tele 7 ABC, făcea o emisiune. Așa. Cântecul și casa lui.
Cum? Câte? Cântecul și casa lui în casele dumneavoastră. Sunt Ione la Perudan și cântecul și casa lui. Și mă invită, îmi dă telefon. Băi, mamă, vreau să-ți fac un film, vii la Muzeul Satului, să-ți face mama un film pentru tine, că tu ești un drăgălaș. Nu, doamnă, nu, eu atunci. Nu că ați văzut tu atunci. Tu ține-o să-i minte, da? Eu, știți că atunci ați văzut, v-ați luat de mine? În platon a zis nimic și pe urmă în privat ați văzut ce mi-ați făcut. A, bă, te super tu pe mama, că tu uite de mama, iartă pe mama, că îi mai ieși eu mai repezit așa să poată. Hai, vino acolo, mă mic. Băi, și m-am dus și m-a pupat și așa frumos a purtat cu mine. Și... Da, era foarte ok așa. Da, okay, era, unii la nunta a vrut să mă bată odată, m-a chemat ea, niște artiști mari, dar nu mai spun despre ei. Hai, da zi, nu, mă. Nu spun numele, că s-au prăpădit săracii. Ții, mă, și mai s-au prăpădit. Cine, mă? Hai, mă, da zi. Nu mai zic și ea. Mi-aduc aminte ca să eram și eu mic și eu cântam atunci, știe, învățase zic că inimeresc eu din ce zonă erau. Cântam, nu vrea. Cântam muzică de... Nu mai vreau, lasă că-s necăjiți, amărâți, vai de capul lor. Și îmi pare rău și mi-e milă de ei că sunt... Da, și cântam... învățasem tot un repertoriul Gică Petrescu. Atunci am București să cânta foarte mult Gică Petrescu. Dacă nu cântai la cârciuma Gică Petrescu, cântam de-astea de pahar multe. Aveam potpuriu și m-am dus, m-a luat ea, m-a plăcut ea la un... Și a zis, mă, vin un cocu, zice, patronul Paul Opriș de la Tele7ABC are nuntă cu băiatul, vrei să faci programul ăla cu Gică Petrescu? Că ăsta e bătrân, moare de la cu Gică Petrescu. Vin cu a treia Gică Petrescu, era bătrân, săracu, mergeam baston. Ce vii tu să cânti acolo? Bă, și mă duc și încep să cânt toate astea. Dragi prieteni, sus paharul, să ne veselim. Și făceam și ca la Gică așa, la creșma de ferentă, cum vin de zile mari. Oful meu, aș vrea iorgică. Mamă, și ăștia, nebunie, pac, super, lumea cu bani pe mine. Da. Pac, frumos. Și unul se supără și vine și mi-a microfonul de mână. Te omor, să nu mai cânti astea. Așa le cânt eu, te omor, ai auzit? Și un copil mic fiind, aveam și eu 19 ani, 18 ani, niște... Bă, trăiește, și... domnul. Da, bă, și s-a ridicat Ionela când a văzut. Măi, Valentine, ai văzut o femeie care știe jiu-jitsu? Da, s-a ridicat Ionela și... Bă, bă, uite-o la microfon, ce faci, bă, la copilul ăsta? Uite-o, bă, bă. S-a făcut la mic, a făcut, nu, eu nu! Bă, te tai, bă, 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 calcă picioare, bă, plecați acum! Vă calcă picioare, bă, lăutarilor, vă calcă picioare! Așa da, 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 așa zicea, era vorba dumneai. Și m-a apărat. Și te-a apărat, mi-a vezi? Mi-a rămas în minte momentul ăla, ce cum frumos să a fost. Dar era un om cu suflet, da, curat cu și bun. Marge, cântă-mă, mă, lăsă-i puștea, că eu mor aici, îi calc în picioare. Bă, Ionela e una! Făcea, Ionela e una, îi calc în picioare. Uite, Dumnezeu să o odihnească, ce aminti. Da, și ți-ai continuat... Și mi-a continuat programul acolo frumos, frumos. Vezi, invidie de asta, de eu fiind răutăți. Copil, intrat da. Atunci în lumea asta, nu da, știam. Da, Dumnezeu știe cum le plătește eu, în da, timp. Da. Eu cântam cu veselie, cu plăcere, că le plăcea oamenii. Nu știu să vine unul să-ți ia... Ți-a... Microfonul, da. Din și te să înjură și zice, bă, când te umor dacă mai cânti astea. Astea eu le cânt, că sunt ale mele, dar nu era... era da, era, da, da, da. Da. Foarte, uite, vezi, un moment frumos. Amintiri frumoase, și da. I-am spus că așa și pe ne-am împăcat, ne-am prietenit și... Și cu filmările, cum zicea? Bă, nu, bă! Sunam că nu erau telefoane, bă, sunam da. Pe fix și a răspuns mama odată, săraca, și a zis, alo, da, da, vă rog. Și mă, bună seara, sunt, unde-i Nicu? Da, cine sunteți dumneavoastră, Ionel? Cum, Ionel, că sunteți un domn, parcă aici. Nu cred că i-a zis așa mama. Eu zic Ionela Prudanu. A, mă scuzați să trăiți, i-a zis. A crezut că e bărbat care a vocea groasă, da? Să vină Muzeul Satului, vreau să-l filmez pe ăsta mic. Da, m-a foarte des mă chema la 17 și mă filma și m-a luat niște spectacole frumoase. Da, da. Era lipicioasă. A fost în Spania cu dânsa, m-a luat. Bă, tu mergi cu mine. Bă, mă, mică, mi-a zis odată. Tu ai deschis ochii cu mine, fii atent. Eu pe tine te iau cu mine. Zice, păi ăștia să nu te uiți la ăștia, că ăștia sunt niște lepre. Erau niște artiști deștia. Da, 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 Dumnezeu să o ierte, da, ce da. Tare. Da, amintiri frumoase. Da, frumoase, da, uite, rămân. Da, da. Da. Și cu doamna Irina, cum te-ai înțeles? A, bine, foarte bine. Nu, nu ți-a zis nimic că faci imitațiile. Mi-a zis odată. Imitațiile. Da. Ce ți-a zis? Mi-a zis odată. Măi, da, nu mai... Da, gata, m-a imitat odată, nu m-a mai imitat, te rog frumos, da? Și m-am dus și am spus-o lui domnul Benone. Cui, cui? Domnul Benone. Benone, s-a luat da. De mine, ți-a luat de ce-i face. Măi, ce, nu știi, glumbei, ce, lasă, dragul meu, nu-mi bage. A sunat-o. A sunat-o și ți-a luat apărarea, da. Nu știi, nu ai umor? Așa da, legea Benone. N-ai umor? Umor? Da. Ce, da. N-aveți umor? Da. Uite, Dolonescu, cât era el de... Îi plăcea chestia asta. Avea, da, avea umor, da. Da. Era, s-a apropiat ziua lui și m-a sunat și ce?
Ești invitat la ziua mea, de la Ion Dolonescu sunt. Vine la ziua mea, că te-am văzut că m-ai imizat, măcar să fii și la ziua mea aici. Băi, da, exact el, mă rog, nu pot să cred. Să vii la ziua mea, că vreau să, sper să vii la ziua mea. Și m-am dus la ziua mea. Te-ai dus? Da. Cum erau petreceri la ziua lui, că mulți sunt renumite? Mulți artiști, actorii. Așa. Artiști, realizatori, ziariști. Îi chema pe toți. Da, pe toți. Era mese întinse, fini. Și am fost la ziua. Știu că la foarte multe, nu știu dacă ai prins-o. Și am găsit, am vrut și eu să cumpăr. Era așa de iarnă, că așa? E născut pe 25 ianuarie. Și era un ger. Da, da, da. Și zic, lasă că o să cumpăr niște flori din copil. Necăjit, n-aveam și o bani, aș să duc un cadou. Da. Și mi-am zis că m-am oprit la universitate acolo și erau țigăncușă de-asta cu trandafiri de-aia înghețați. Bă, și-am luat, zice, nu-ți mai mulți de-aia buni. Și era uscat. Nu, era degerați. Degerați, și de-aia. Când până am mers eu și până și când am intrat în casă, fiind căldura mea, unui Ion la mulți ani, s-a făcut să ia leșinați așa și... Săracu și făceam cu buchetul unui Ion. Mi-a dus flori. Mi-a dat flori, îți mulțumesc. Ce flori că alea sunt, bă, să ieri. Și cum s-a făcut bani în viața mea? Cei că i-am topit. Și un filin să rădai seama. Și niște ideea de plastic când îi topești. Da. Stâng, așa s-a făcut să-i fleși căi. Și el mă și mi-a dat flori. Nu știu cum să-i dau, să iau. Ca să nu pice. Ce nebun ești. Niște flori, domnul. Mi-a dat flori. Nu știu, le-a pus acolo să-l fleși căi. Vai, ne aduc aminte și acum. Da, de ce nebun e. Așa s-a întâmplat ce da, ți se și din potrivesc chestiile da, astea că dacă, n-am văzut așa da, ceva că omului se întâmplă. Da, astea, da, da, se potrivesc ca să ai amintiri frumoase. S-a pus să cânte, s-a pus să înceas. Pentru prima dată la mine în casă Nicolae a dat cu să mă imite și pe mine aici la el în casă. Vezi, era, avea umor. Îi plăcea, da, avea umor. Un tip serios, știi? E, da, părea mai sobru, mai retras, mai... Da, și... Și l-a imitat și i-a plăcut. Da, da. O iubea și foarte mult. Și l-a pus să-l imit pe Benone, a zis că... Dar ei nu vorbeau? Care e treaba cu ei? Benone. Măi, nu s-au certat niciodată, să știi. Uh-huh. Au fost niște orgolii, cred că așa, dar ei niciodată nu s-au întâlnit să se certe. Că le-am întrebat pe la Beni. Uh-huh. Dumnezeu să-l ierte și mi-a zis, vașa, niciodată nu m-am certat cu el și nici n-am avut o discuție. Aveau și mare succes în perioada da, aia. Erau singurii care erau cei mai iubiți. Benone, bine, fiind înainte cu mulți ani, cu 10 ani față de... După ce a apărut Ion Dolănescu. Vine, uite, și Ion Dolănescu, militar în termen, la ansamblu Ciocârlie a venit. Aceeași și a cunoscut-o pe Maria Ciobanu așa, ca militar, ca militar în termen. Da, uite, ce lucru frumos. Știi că m-a pus un plutonier ajutant, eu cântam pe acolo. Da. Uite, un moment de ăsta fantastic. Da. Tot era armatiez. Da, și eu nu mă făceam sectoare, cum făceau ceilalți care nu erau cu muzica și ăștia aveau grijă de mine, Marian Alexandru, hai cu mine să cântăm. Și am venit un ajutant de ăsta care era mai neabărbuț moldovean și Nicușor, Nicușor, pune mâna pe sector, să faci și tu sector, faci și tu ăștia. Păi eu mă duc unde eu, pe sector. Dădeau ăștia când îi imitam la ansamblu. Și că bă, zici că ești neabărbuță, știi? Nu, iubea pe doamna Aneta asta, știi? Și când o vedea, bună ziua, domnul Băruț. Bună ziua. Și el era și șoferul care ne ducea. Da, și cu autocarul și doamna Aneta stătea în față tot mereu, în spatele șoferului. Da. Și el mai deschidea geamul, știi? Și conducea el așa. Cea, închide geamul, vă rog, geamul. Ne zăi, mami, de femeie. Avea tot mereu conflict cu ea, știi, așa. Pe... Și mă pune ăsta să-mi dă un mop de la asta. Și eu spălam pe jos, așa, da. Sectoare, supărat, care nu făcuse niciodată în armat. Și am zis, hai, pune mâna, fă, freacă. Făcea într-una la mine. Mă enervase, ia și hai numai asta, freacă. Mă urmărea într-una așa. De eu zic, lasă, o să vedeți dumneavoastră. Ce să văd, mai, ce să văd? Și Ion Dolănescu a făcut sectoare pe așa și a ajuns de regele muzicii populare. O să vedeți, voi cine ajung eu. M-a supărat, băi, el să-i zic. Așa te-ai răzbunat-o. Faci din gură. Și când mă întâlnesc, tot mereu, mai ții mitic, mi-ai zis că Dolănescu și tu, bravo, și mă ia în brațe și mă iubește acum. Vezi, da, ați rămas prieteni. Prieteni, da. Ce frumos, da. Chiar ai amintiri frumoase. Da, și nebunie așa de viață. Da. Băiatul seamănă? Nu, așa e mai tot serios. Cum erai tu atunci, da, la început. Da, eram copil, poate. Uh-huh. Da, da. Ce, poate. Da. Ce față ai. Ce vrei, mai trebuie așa. Să mai trebuie să fim veseli. Hai să-mi povestești acum de actualitate, în ultima perioadă. Ce mai faci tu? Care e viața ta de acum, dinainte de pensionare? Aștept pensia cea mare. Am înțeles că ai o pensie mare de la... Da, da. Da? Nu. Aveți salarii bune. Că toată lumea o are mică.
a zis un actor. Și a început să râd. Nu, bă, pensia, la ce vă gândiți? Știi, așa. Ce faci tu acum perioada asta? Ce ai făcut? Cum te-a prins pandemia? Cum ai... Măi, cum să mă prinde? Ca și pe tine. Așteptăm în sfârșit să treacă nebunia asta, să înceapă spectacolele la sărbătorile comunelor. Da, știi că noi suntem primiți acolo și acolo eu mă simt cel mai bine acolo, la să fel, știi. Da. Când merg în mijlocul oamenilor de la țară, oameni de la simpli ca noi, care vine să ne vadă cu plăcere. Și zice, aoleu, cine ai dat cu ăla? Vine să râdeți, nebunul ăla, să râde cu el. Și tu întotdeauna faci momentele astea. Și găsesc câte unul, știi că mai sunt câte unul pe un public, mai vine câte unul șprițat și ăla vine și cu ăla încep să fac un dialog. Da, 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 îl bagi în... Bine, limita măsurii, nu-mi bagi joc să unici mai... Eu, în limita măsurii, știu cum să-l iau și să am eu talentul ăsta al meu. Așa, îl bagi acolo în regia ta. Da, și râdem, da, regia mea și... De-abia aștept momentele astea să mă întâlnesc. Au fost anul trecut puțin tele, în Olt a fost foarte mult, uite, singurii oltenii care au făcut spectacole, și aștept să înceapă, să termine pandemia asta, să înceapă. Dacă ai luat de la capăt, așa, ce mai vrea să schimbi? Nu, îmi plac nunțile, să știi, uite, nu știu de ce. Nu știu, mai... Înainte îmi plăceau foarte mult, nu mai plac nunțile de azi. S-au și schimbat oamenii la nuntă, vin supărați, stau pe telefoane, pe Facebook, pe Instagram. Tu cânti, nu-ți mai dau atenție. Da, simt și eu treaba asta. Nu mai sunt care am început eu, când am început eu la... Erau mai distractivi, mai veseli. Și mi-aduc aminte că atunci cântam toată noaptea. Da, da. Mă țineam pe oamenii. Cum îi țineam? Eu nu mai mi-aduc aminte cum îi țineam eu pe oamenii ăia toată noaptea. Cum îi țineai, nu mai plecau. Era 5 dimineața și ne rugam la Dumnezeu să plece acasă. Și erau așa de fericiți și... Da. Da, pentru că noi avem a doua zi altă nuntă și ei nu mai plecau acasă. Frumoase, ce... Acum s-au schimbat oamenii. Da, nu mai îmi plac. Merg că n-am... Mă cheamă omul mădă, dar nu mai îmi plac mie așa cum sunt. Nu mai sunt nunțile alea adevărate. Da, da, da. Parcă suntem un tonomat acolo, ai băgat fisa, cântăm și am plecat. Eu totdeauna le spun, lăsați funcțiile acasă și telefoanele și hai să ne simțim bine. Da. Auzi, dar îmi plac spectacolele de acomună. Da, am fost la o comună în Piatra Neamț, se numea Magazia. Ăștia, când am ajuns, domnul primar mi-a spus, domnul Datcu, ăștia nu au avut de 30 de ani spectacole aici. Vedeți cum îi luați, luați ușurel. Pa, cămin cultural nou, frumos, pac, și superb. Gata, am intrat, deschid eu asta, că a căzut pe mine, să intru, să zic, băi, ăștia toți sunt săraci în căminul cultural, pe scăunele, dar nu ți-o teau pe scăunele cu fața spre scenă și toți într-un cerc, așa, știi, cum e la o clacă, și vorbeau toți așa, știi? Da. Dacă ei n-au avut spectacol și când am intrat pe scenă și am făcut, alo, bună ziua! S-au auzit toate ăștia, nu știu, să uiteau. Și alu, aici, bună ziua! Pe scenă aici! Și s-au auzit toate, toți aici trebuie să vă uitați! Gata, știm, aici! Nu cred! Săracii de ei, dacă n-au avut spectacol, nu știu că ei trebuie să pună... Dar când s-a întâmplat asta de mult? Acum 2 ani, înainte de pandemie. Înainte de pandemie, nu cred. Bă, 30 de ani au avut spectacol, da. Magazia se numea. Da, dar să știi că, uite, aveam o discuție pe tema asta cu anumiți primari. Sunt, pentru unii care nu știu, sunt anumite fonduri culturale care trebuie să fie pentru spectacole. Trebuie să aibă... Alea nu se duc către... Buget pentru cultură. Da, alea nu se duc către asfalt sau către nu știu ce. N-are nicio legătură. Să-ți lăiască fântânile și... sau te tâmpești. Exact. Trebuie să... Sunt... A, că dispar și nu fac nici spectacole, e altă treabă. Și atunci oamenii trebuie să primească, mă, bucuria asta. Da. Chiar acum am avut, apropo de spectacole, am avut la Scornicești, nu exagerez, bă, mii de oameni, n-am mai văzut așa de mult. Să bucura oamenii, știi, că sunt puse la spectacole, mai pun cum se numesc astea de fier, să despărțitoare din astea. Bariere, da, bariere. Și m-am dus, am coborât și m-am dus acolo. Oamenii au nevoie de treaba asta. Oamenii trebuie să se bucure de lucrurile astea. Și parcă dacă îi înghesui și ba cu pandemia, ba că nu mai ai voie, nu știu ce, ba că nu mai ai voie. Așa ăla e, de la țară și închide vaca, să ziceți, vadă și un artist să mai bucure, să-l vadă față în față. Că e unul la televizor, când te vede, cânti un cântec, două minute, dacă apuci să zici două vorbe, două bine, vorbe și la revedere. Și la revedere. Acolo te simte lângă el. Lângă el, lângă glumezi. Exact. Începe să spună, vai ce frumos sunteți ca la televizor, bravo, ca la radio. Ca la radio, da. Sunteți frumos ca la radio. La radio, da. L-ați închis? Nu. Toate lucrurile astea sunt extraordinare. Uite, m-am bucurat. Mi-aduc aminte că, scuză-mă că spunea Iulia, doamna Iulia, șefa de aici de la Safir, zice, te-am văzut pe Facebook când ai fost tu anul trecut în vară, atunci când s-a oprit un pic pandemia, ai fost la banca în Vaslui. Măi, și era banca, un ofi... Da. Da. Măi, oamenii, la fel cum zici și tu, domnul Sanfira, n-am mai făcut de mult spectacol, luați-i mai ușor că își revin. Dar oamenii erau dornici. Măi, niște oameni extraordinari, m-am simțit atât de bine. Da, unul care, culmea,
care, culmea, era îmbrăcat bine așa, nu mă aștepta la el. Mă, mort de beat. Mort de beat și vine și îmi dă o sticlă. Zice, cât frumos, dar mai ai și o pauză. Adică, hai să bei ceva, lasă. Lasă, că ăștia nu pleacă de aici, mi-a zis. Adică, ia o pauză, bea cu mine, că ăștia rămân aici. Ei, lucrurile astea sunt extraordinare, știi? N-ai cum să-ți le aduci aminte. Și când cobor în public, în public, da. Între ei și mai vine câte un... Cântești după aia cu Constantin. Da. Sigur, o cântești pe acolo. Gata, cu, sigur. Sau mai ai câte o doamnă care, fără nicio legătură cu ce când s-au întâmplă, te întreabă de cât un cântăreț. Da. Dar locutare, domnul Samfir, am văzut eu la televizor. Da. Așa e? Așa și pe mine. Pe mine la coadă. La Carrefour, știi? Da. La stând așa, doamna aia zâmbea caseriță, mm-hmm. Și la un moment dat zice... Domnul Datcu, așa e cu cutărica. Da, cu cutărica, da, așa da. Și coadă în spatele meu și... Da, haideți că nu, eu nu pot să spun că nu știu multe lucruri. Hai, vă rog, spuneți-mi dacă așa e cu cutărica. Și coada să te-a spate. Cineva să te-a face, Nicu, hai. Alarder m-a sunat o doamnă foarte serioasă, a zis, vai, sunteți fanul meu, vă admir foarte tare. Așa spun, nu, fanul sunteți fanul meu. Trebuie neapărat să mă ajutați într-o chestie. Zic, doamnă, dacă pot, cu mare drag. Vreau și un numărul lui Ernest, nu? Ernest ăla cu emisiunile alea zăpăcite. Da, bravo, exact. Prefabricate, știu, am făcut și eu de-alea odată. Dom'le, dar de unde să am eu numărul lui Ernest? Că nu știu, zic, știu că face niște emisiuni. A, nu se poate, nu vrei să mă ajuți, nu vrei să mi-l dai. Asta este, am și eu niște probleme, nu vrei să mi-l dai. Da, știu, supără Ernest. Da. Și la toate emisiunile alea pe fabricate, știi? Da, nu știu, că nu m-am uitat. Și eu de mult niște chestii de alea pe vremuri. Te duci că un șal, da, un șal, o prinde pe aia, o iei de păr, o tăvălești, acum stați, luați-o de nou, mai dați-i două palme, mai dau două, hai, trebuie să mai dau două, n-am ce să-ți fac. Povestim, dar să știi tu că avem și ceva de mâncare. Nu se poate. Te mai țin un pic. Hai, mă, să mai stăm, că mi-e drag, dar vreau să mâncăm, pentru că noi avem un șef aici, tot de la Mircea Măcelaru. Nu cred. Păi cum crezi că așa? Nu te-ai uitat și tu la podcastul meu? Dar nu cred așa ceva. Uite, se dă mâncare. Se dă mâncare. Salutăm cu mult. Mulțumesc. Poftim. Gabi, cerem scuze că spațiul un pic... Nicio problemă, mulțumesc, domnul Gabi. Astăzi v-am pregătit un cârnat măcelăresc afumat, specific la Mircea Măcelaru, făcut, toate sunt produsele noastre. Este un wrap. Wrap, da? Un sen, wrap. Da. Cu avocado. Cu avocado, roșii, cherry. Da, e ceva... Deci, și ce fel de cârnați ai băgat acolo? Un cârnat măcelăresc semi-afumat, foarte bun, foarte gustos. Și v-am adus varianta asta de mâncare ca să vedeți cât de ușor se poate prepara orice din afumătură. Pe fugă, sănătos. Ce denumire? Hai să-i dăm o denumire dacă ne-ai. Are. Aria cârneciorului. Așa, e perfect. Dar cum ai zis mai devreme să se numește? Wrap. Vrap. E practic un sandwich. Un sandwich cu legume. Originea este undeva între Asia și Europa. Mai ales avocado de dănciule, să știi. De la mine. Și mai țin de când aveai hectarul ăla de avocado în spate. Păi de acolo au mai rămas. În grădinii acolo, știi, când era la fântână, la Boandră. Fântânile lui Boandră. Vă urez poftă bună și aștept o notă de la dumneavoastră. Asta am pus să mănâncă cu mâna, așa? Aveți și furculiță și cuțit? Dar nu se ia cu mâna așa? Dacă vreți să-l mâncați cu mâna, cum vă pică cel mai bine? Cum mâncai tu, mămăligă, mă? Ia. Acum, ce se făcea la tine? Turtă. Dacă și la mine, la socrii mei, sunt de acolo, de la Măciuca aproape. De la Vâlcea. Am cântat la Măciuca acum. Știu că și eu am fost, dar am fost mulți ani. Anul trecut, adică în toamnă atunci. Nu, anul trecut nu s-a făcut, acum 2 ani, când era pandemia. Că anul trecut nu s-a făcut la Măciuca. Ai cântat la nuntă? Nu, la zilele... La Măciuca? Nu s-a făcut anul trecut, acum 2 ani. La nuntă ai fost, că mi-au spus oamenii. La nuntă, da. Ai fost acolo, la tavernă. La Lunu am cântat, de unde e... Da, bravo. Da. Hai că știu că ești iubit acolo, lasă că știu că îmi spun oamenii să știi. T-au transmis, da? Domnule. Cum să-l iau? Mă, uite, iau așa cum m-am învățat mama la țară pe mine. Nu a crezut că nu acum. Bagă, zicea mama aia lui bunica mea de la Vâlcea, săracul teatru, de la Vâlceancă, da. Nicule, mamă, să nu-ți placă beutura niciodată. Beutura, da? Ete furculița mea, mamă, mâna, mamă. Haioasă bunica soții. Ce bună. Hai că a gătit bine. Tataveta. Tataveta, da? Păi la noi sunt în zona Răutenii. Da. Veta, mi-a zis, Mărița. Da, mi-a zis odată. Dar a fost foarte... sinceră, mi-a zis.
cântați, mamă, și voi frumos, toți aici la televizor. Dacă Mariale Tărețu nu o să cânte niciuna. Da, așa. Băi, vezi, sincer, și mi-a intrat în cap atunci. Da. Mamă, iau, te vezi? Da, 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 pentru că ea cânta de acolo, autentic. Cântați toți, mamă, frumos, dacă Mariale Tărețu nu cântați. Era fana ei, vezi? Vezi? Da. Indiferent cine a cântat. A văzut-o când era tânără la nunțile de pe acolo. De pe acolo, din zonă, că ea cânta Mariale mult Tărețu acolo. Cu chitara, mi-a zis, venea cu chitara, mamă. Cu bărbasul, da. Și a zis că a văzut-o când era ea tânără, se ducea lumea, a venit Mariale Tărețu la nunta aia. Se aduna tot două, trei comune din jur. Exact, exact. Da. Nicule, înainte să ne luăm la revedere, noi mai povestim, mai sunt să mâncăm. Da. Am un coș special de la Mărcelaru. Eba, se nu poate. Nu se poate. Tu nu aveam ce să mănânc acasă. Nu. Că la mine nu aveai, aveai, dar n-aveai așa bunătăți. N-avem așa bunătăți. Uite-te și tu câte bunătăți, nu, toate făcute la fabrică aici la Buftea. Nu, sigur, toate mi le dai mie asta, da, sau le dau după emisiune, mi le iei înapoi. Nu, ți le iau. Ți le dau și înainte să plecăm. Alex, să ce norocos sunt aici, mi-a dat mețeluri. Alex e colegul nostru de la camera. N-am mai mâncat. A, nu trebuia să spun? Ba da, cum să nu poți să spui orice? Alex. Am spus. Ai spus? Mă, că am filmat cu el atâtea videoclipuri, un băiat minunat, excelent. Și mai am de filmat. Și mai ai de filmat. Vă 23, 4, 5, 6, 6 de videoclipuri. Îți dau acest marker, da. Să-ți lași amprenta aici pe masa noastră. Că când dai să-l mănânc și nu, ai ce să mănânci. Să semnezi aici și să scrii ceva frumos și ce cu data. Ce să scriu? Ce vrei tu, din suflet, să avem o amintire frumoasă că ai trecut sunt pe la noi pe la... Iai că sunt stângaci, eu și cu Bill Clinton și cu Biden. Și cu... numai oameni mari. Ce să scriu pentru tine? Nu copia de la colegi? Asta cu Dumnezeu, da. Așa? Ia asta vezi. Asta te iubesc, te respect. A, nu mă interesează. Cum aia? Moșu? A, moș. Nașu. Nașu, am crezut să-i moș Crăciun. Ce nebunești. Nu știu ce să scriu, că tu ești... Gândește, ce vrei tu din suflet? Și la obiect. Da, și la obiect, să fie numele tău și data ca să ne aducem aminte cu drag. Da. Și până tu semnezi, eu mi-au la revedere de la prietenii noștri. Îți mulțumesc încă o dată, Nicule, ești un om extraordinar. Mulțumesc. Te iubesc cu tare drag, mult ca fel, pe un frate. La fel. Și să dea Dumnezeu să fii la fel de vesel și... La fel. Și minunat cum ești acum. La fel. Și eu cu drag am să vin și te prețuiesc foarte mult. Mulțumesc, mă bucur super. Pentru munca ta frumoasă. Mi-a plăcut de când te-am văzut că ești muncitor și am zis, uite, un... băiat care muncește și o să facă treabă frumoasă. Mulțumesc, și așa tare, e. Te iubește lumea și ți-am zis, bă, pe unde trec mă întreabă de tine. Mulțumesc. Și mi-a zis să nu mai vii pe acolo că nu mai nenorocire. Nu nenorocire, la gagici, toate gagici. Nu, vezi că sunt surat ușor. Lasă-mă, că te aude ce treabă are însurătoarea cu că te place. Da, da. Corect. Ai și pe tine, fetele, tine, pe alea bătrâne, 60-70, la bine. Dragii noștri, pe săptămâna viitoare, tot aici la Povești cu Samfira, mulțumim din suflet sponsorilor noștri, la Mircea Măcelaru și acestui loc minunat unde noi ne aflăm astăzi și în fiecare vineri, de altfel, la Safir se numește, este lângă Buftea la Dârza. Vă iubesc din suflet și nu uitați să vă abonați și să ne urmăriți emisiunile și pe Facebook și pe Instagram, Valentin Samfira. Vă iubesc! Sună valea, în sat mă auzeam.